Trecutul s-a dus de mult. Nu trebuie să vă agățați de el. V-ați menținut poziția ieri. Acum oferiți-vă loialitatea lui Dumnezeu. Asta e ce ar trebui să știți, deși nu-l vedeți pe Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vă va oferi har. Dumnezeu speră să-i prețuiți binecuvântările, să le folosiți pentru a vă cunoaște. Nu le considerați capitalul vostru, completați ce nu aveți prin cuvintele lui și derivați lucruri pozitive din ele. Acest mesaj vi-l lasă Dumnezeu. Mâine ar trebui să fiți martori pentru el. În viitor veți fi binecuvântați, veți primi binecuvântarea lui. Asta e ce ar trebui să știți, deși nu-l vedeți pe Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vă va oferi har. Dumnezeu speră să-i prețuiți binecuvântările, să le folosiți pentru a vă cunoaște. Nu le considerați capitalul vostru, completați ce nu aveți prin cuvintele lui, ci derivați lucruri pozitive din ele. Acest mesaj vi-l lasă Dumnezeu. Acest mesaj vi-l lasă Dumnezeu.